Bun, salutare băieți și bine ați revenit la un nou episod de World of Tanks. Astăzi m-am gândit să dau mai mult cu KV-85, deoarece trebuie să-i fac o dată rost de tun. Mai trebuie pentru el 4600, de fapt 5000, vreau să dau free experience pe căcatul ăla de tun. Da, hai să dăm câteva lupte. Bineînțeles că tier 8, că de ce nu? Nu înțeleg de ce mă bag într-una tier 8. De azi dimineață, de când am jucat, am dat vreo 3 lupte cu KV-85. Constant tier 8. Tier 7, tier 8. Niciodată n-am prins top tier. Dar, na, ce să-i faci? World of Tanks. Cred că unul de 100 mm să fie mai bun decât ăsta. Dar trebuie să joc foarte mult cu KV-ul, deoarece trebuie să deblochez și turnul de 122 și motorul și foarte multe lucruri. Nu mă gândesc să-l păstrez, deci n-are rost să mai bag experiența și în stație și... Părerea mea, cum nu știu. Dacă voi știți mai bine, îmi puteți spune în comentarii. Mulțumesc lui Alex Creeper pentru numele la modul de artilerie. Sincer, era prea lene să stau să caut eu pe Google. Dar asta e. O să le instalez și eu, deoarece vreau să ajung la tier 5 la artilerie, pentru că trebuie pentru misiunile personale sau artilerie de 6 ar fi bună. Nu trebuie artilerie de 8. 8 ar merge, dar 10, 9. Nu prea am chef să dau cu artileria constant. Maximum pentru mine ar fi cea mai bună de 8. Nu știu dacă e bine să mă duc eu acolo, dar pe linia lui 2 nu prea am curat să mă duc cu ăsta. Vede ceva? Hai să încerc ceva. A, e dealul celălalt, o să-l văd. Am uitat de dealul ăla. L-am mai bucat, sigur a fost pus intenționat acolo. Da, mă, de ce trată în mine? Fac bine, nu fac bine, nu fac bine, nu fac bine. Poate că nu se uită la mine? Ah, am murit deja. Nu, am tras la nimereală, deoarece nu am stat să fac aim. Nu vede? Fac un 8 HP. Și bineînțeles că mi l-a furat altcineva. T-44. Să dau o lovitură. Bineînțeles că n-apuc. Tunul meu nu știu unde s-a dus. T-34. Isâul. De ce mă împingi, măi? Am avut echipă prea bună pentru a face eu ceva. Dar asta e. Câteodată prinzi echipe foarte bune încât nu poți face nimic. Firefly 100.
Văd acel Firefly. Trebuie să urce pe aici mai mult ca sigur. Bineînțeles că eu stau până pun ținta. O trage, fraiere! Înțeles că l-am trebuit să se supună. Ei, nu, și dă-și 300. Și ceva pe shot sau cât dă. N-are rost să stau un cap. Bun, l-a rezolvat. Și am dominat. Dar mă vor pe aici pe bază, că nu am fost mai venit aceste 34. Sper pârșingul ăla, nu știu dacă aș putea. A, dar nu, este după deal. Și idioții noștri văd că să zi un ucid. Bun, victorie! O victorie foarte rapid. Mare lucru n-am făcut, 404 damage. Damage super mic. Dar contează victoria. Mai băgăm o fisă. În sfârșit un tier 6. M-a părut că o să mor în prima, sau o să fie pierdut. Cam așa sunt unele meciuri din not. Unele le câștigi foarte ușor și unele pierzi imediat. Ori mori, ori... Probabil că voi știți. Deoarece este foarte întâlnită această chestie, să-i spunem. N-aș duce pe linia lui 2-3, dar ținând cont că au atâtea TD-uri, prefer mai bine prin pădure. Da, hai prin pădure. Deci nu știu dacă aș face ceva pe parte. Nu e imprecis, ia ăstuia. Și mediile se duc pe aici, dar... Vreau să încerc ceva. Hai de grasule. LK-ul. De ce te oprești? Da, măi. Da, și cum v-am spus înainte, de la un timp, dacă e un pic de jetul de pe W, imediat se oprește tankul. Bine, poate ține și de tastatură. Avea tastatură mecanică, este altceva. Dar eu, cum nu am, nu că sigur ceva o să fie pe aici. Nu mai lăgui. Așa. Nimic. Trebuie să prind casa aia între mine și acea zonă. E artilerie, nu e? N-am depresie, fac. Gura ta. A băgat-o la un revers de clișe. Și tu să concentrați pe partea aia, deci trebuie să ne mișcăm foarte repede. Mai frate, nu puteți să faci un... T-34. Închidem un pic. Bine, nu că ar ajuta. Trebuie să trec neapărat în cavă jos, dacă nu, voi muri. Eu nu ce să mai fac. Eu aștept pe retardații ăștia de la mine de echipă. Nu.
Nu te-am văzut. Haideți, fraților, vă ține o Matilda în loc. Bineînțeles că după mine trage. Vede tankul sa acolo, eu sunt singur care poate să fac. Știu toți că n-are căcatul ăsta armură deloc. Pot să dau un pete mă. Presia vieții. Da, până trag eu. Bine. Deci nu mai e nimeni, trebuie să aștept pe lagul ăsta să ducă măcar să spoteze el. N-are rost să mă bag eu în față. Știm că este un STRV acolo. Da, și l-am văzut. N-are rost să plec de aici deocamdată. E ăla acolo, TD-urile sunt pe deal și eu sunt la o frântură de... a două shoturi de moarte. Stau un pic aici. Hai să vedem dacă pot să fac ceva aici. Mai mult ca sigur la o să mă spoteze primul. Mai este și Ticker Max-ul. Vezi, da, mătii de depresie. Bă, da, n-ai deloc depresie, mă. Ca de tank ce ești. Uitați-vă și aproape 0, un grad are și el de presie și... Tu... Mă mir că ai nimerit. Bine ar fi că să nu lupesc pe ăla, bine, nici n-am ținut bine. Ticker Max. Ești frate din bază. Încă o victorie. Tot. O victorie slabă din partea mea. Pentru că acest specimen, să-i spunem așa, de tank n-are deloc depresie. Dar deloc, deloc depresie. Na, hai să dau și cu ăsta, să-i fac dubla măcar pe... Vreau să ajung cât mai repede la... TD-ul ăla de 5, sifilis, se spune așa, așa îi spun eu. Ah, dar sunt ieri 2 și până îmi găsește un match. Va dura ceva. Haide. Ah, nu, nu vrea. Ești da, măti. Haide, măi. Da. Asta este World of Tanks, stai să aștepți pentru tierde din 60.000. 430 de jucători, nu joacă nimeni la Tier 2, hai frate, lasă-o. Dar matchmaking-ul vrea să mă bagi în Tier 3, sau 4. Dar nu cred că prinde asta Tier 4. Da, m-am plictisit să aștept. Hai să dau cu 185. Și cu asta am vrut că pot să prind Tier 5 sau 6. Dacă mă bag în meci, în sfârșit. Da, cum spuneam, tier 6.
tunul ăla de căcat. N-ar exista o soluție să mă duc să stau snipe. Dar nici de snipe n-ai butun. În bază. Văd eu cum îmi pe parcursul se fac. Câtă penetrare ai tu, măi? 78. Deci, pe lângă casele alea pe acolo, voi sta și... Na. Sau ar mai exista o soluție în partea asta? Urât arăți. Bun, hai să vedem ce faci. Cu ăsta. Oh. Dar e vina mea, nu te-am văzut, m-am uitat la... Am, scuze. Haide băi. Voi sta aici să văd dacă pot vedea ceva, dacă nu mă relochez sus pe deal. Dar partea case nu cred. Hai, nu mă duc sus pe deal totuși. Sper să nu mă spoteze ce fac, dacă m-am spotat, sunt mort. Dar nu, ca sigur. Bineînțeles că e hambarul ăsta aici, pot să-l văd bun. Ia. Haide, haide, haide. Stau aici un pic. Cam riscantă poziția asta. Ținând cont că o să am tot ufișuri. Hai să încercăm. Pe jos. Dacă ar urca. Deci m-a spotat prin două tufișuri. Fiind TD. Pizda mătii de spotting mecanic. Deci eram prin două tufișuri. Două tufișuri în față, unul în spate. Eram aproape într-un tufiș. Eram cred că jumate de tank se vedea. Dar având tufișurile alea în față, fiind TD-ul, având un bonus de camuflaj mai mare, el mă vede, mă, el mă vede. Pizda, mătii de joc. Da. Ce să mai dăm? 12.34. Da, și am luat Type-T34. E strogă, îndată. Să cercetez tunul. Să-mi păstrez experiența. Să cercetez tunul. Hai să cercetez tunul. Sau... Nu știu ce să fac. Hai să dau câteva... Nu. Hai să dau câteva meciuri. Nu vreau să mai cheltuiesc experiența în general. Îți dau un meci, nu câteva meciuri. Care ce m-am plictisit. Nu m-am plictisit. Am jucat astăzi mult. S-a luat. Da, știrt 6 iarăși. Dar cu ăsta voi... Cred că voi putea face ceva. Nu știu ce trebuie să fac pentru misiune. A, trebuie să lovesc... 6... Să trag 6 focuri în vehicule. Deci pot să le iau la țintă pe unul, dar... Acum rămâne de văzut. M-aș duce pe linia lui 1, 2, 3. Da... Ținând cum că am dat un stoc de cătorela. Da, și asta o să auziți încă în toate videoclipurile mele în care am tank cu stoc. Am tank cu stoc și țin în cont. Asta e. Hai să mă duc partea asta. N-ar o să mă duc în oraș. Să fie în grămădeală acolo și... Ne. Și arată fain. Îmi plac aceste rezervoare cum sunt în lateral, la T34. Normal, îmi sper că n-are. Dacă mi-aduc aminte, mă voi uita. Ce culoare e mai frumoasă pe asta, pe de ăsta deschis. Mm.
Dacă era ceva vasputa ăla. Și, 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 din nou STRV, pentru că toată lumea merge pe linia suedeză, deci toți au un 6, un TD de 6 sau de 7 în garaj. În afară de mine, bineînțeles. Pentru că spre OPTD-urile suedeze, mai ales cel de tier 8, are 300 penetrare, 300 și ceva penetrare, 320. Da, și vedeți, el lase cadă viață pe ăsta. Bine, dacă îmi stă și să-și ia în gură cu el, ce să-i fac? Și asta voi face și eu. Da, sunt prea mulți să ies. Ala cred că va încerca să flancheze sau... Nu dau seama ce vrea să fac. Păi artilerie... Nu cred că are să dea... N-are cum să dea pe aici. Nu trage fraiere. A, și ăsta a ieșit pe mine. Bineînțeles. Sunt în pluton? Nu sunt în pluton, dar dacă au văzut că n-au cu cine, ce... Mor, ce voștri. În fine, nu-i vinos pe ei, mă vine și pe mine. Dar oricum, n-aveam ce să le fac. N-aveam ce să le fac, asta e. Chiar dacă mi-a apucat să trag un shot în el degeaba. Da, și o victorie de căcat cu 85. Pot să-ți iau ceva, nimic, pentru că sunt tot tier 4, sunt 1000 și așa în ilele, 1060 experiență. Că... De ce nu? Unul mai trebuie. Hai să mai dau un meci cu KV85 și... Să chit și eu. Vreau să fie un videoclip mai scurt. Mâine nu știu dacă voi posta nimic, că deoarece am puțină treabă și dacă voi posta, vezi vedea YouTube, dacă nu, pare rău. Încerc din avans, dacă nu pot posta, dacă voi posta, v-am spus, vedeți pe la mine pe canal. Clar oraș. Se focusă mai mult pe ARL și pe acel Skoda 25, oarece Skoda 25 are o rată de foc jegos de mare, mi sper că are autoloader sau nu are, nu știu. Dacă știți că Skoda T25 are autoloader, să-mi spuneți și mie în comentarii, dar mi sper că n-are, n-are o rată de foc foarte bună. Vine cineva cu mine. KV1, KV2. Trebuie să mă duc acolo, dar cred că o să vin un Rommel sau un TT care are rată de foc mare. Lângă biserica acolo sau ce e. Catedrala aia, fiind. Haide, nu te mai opri. Deja au venit băieții. Nu știu cum au ajuns atât de repede. Să încerc să fac și eu ceva. Dacă voi putea. Nu ca sigur ceva va fi în parte. Vezi, da, mătii! Capăt. Tu. Sper să-l ținem și nilat. Haideți, fraților, trageți-ne. Și ce m-a lovit? Artileria? Da.
M-a dus prost. Și n-am depresie să pot trage în el. Nu mai, am pierdut prea mult HP pe aici. Pizda, măti, nu rata! Pula mea, bă! Ei, n-a văzut deșeala mea că m-am băgat în fața acolo. Dar retardați ăștia au pierdut, uite și voi cât... Mă enervez. Și-am atins și este de lupte. Făcând nimic! Și? Ce surpriză! Hai să mai bag un match cu ăsta și... Dăm tier 5. Bun. Și am uitat să mă uit la cum arată T34 rusesc. Dacă o să fiu lângă ăla, mă uit acum, dacă nu. Asta e. Unde ești, mă? Da, nu are rezervoare pe lateral. Se mai știu că are rezervoare pe lateral, deci și-a făcut mai repede. Bine, dacă s-ar lua în considerare că aici ar avea combustibil, motorină sau ce folosește el. Dar știu că la acea vreme folosea petrol. Sau motorină, diesel, da. Hai mai să trec eu. Așa. Sigur că T49 ăla va veni pe linia lui. Nu. Vine cineva cu mine pe aici? Nu. Puterea surna. Are artilerie? N-au artilerie. Deci dacă nu va veni de 49, nu, de 67, dacă nu va veni pe aici, poate fac ceva, dar... I-a luat stația, normal. Și să plec, aici un Excelsior. Hai, dă-te în morți, mă, timp, mai tragi. Mă lua și loader-ul, și radio-ul. Și bineînțeles că niciun retardat de la mine din echipă n-a venit pe partea asta. Ce? Împiși pe voi dacă stați ca retardați în bază. Na, ce vrei? Bă, dacă pot vedea ceva aici, dacă nu, asta e. Putem mai oprim un și tu. Dar nu mai muriți, bă, ca retardații. Excelsiorul e acolo. Mai mult ca sigur T49 la va fi ori cu bază, ori... Dacă aș putea să urc pe aici, să-l flanchez, dar mai mult ca sigur îmi iau o bucată acum. Voi afla acum. Hai mă, urc o dată. Pizda, mătii, cum nu pot să urci pe acolo? Nu pot să urci un deal de un metru și ceva.
Vezi, da, mă, nu-i mai da bounce. Până trag eu. Da. Ținta aia, când pui ținta auto, se dă ghiota pe mijlocul tancului, adică drept în turelă. Bine, oricum, dacă îl înconjuram, el mă putea lovi. M-am așteptat să ducă idiotul ăla în bază, nu să se întoarcă înapoi. Da, în fine. Cam asta a fost pentru azi. Voi reveni poate mâine, v-am spus, dacă nu, dacă termin treaba până... Dacă încep de dimineață și termin până la 12:01, voi face un nou episod, dacă nu, duminică. Da, bun băieți, vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, restul vă salută, numai bine, ciao, ciao!